aici într-o grădină frumoasă. Are un copilaș casă. Munții rotunde cu zahăr. Acesta este bunicul Octavian, fiertat Gavrilae Ioan, Gavrilae Vinodora, din neamul meu, fiertat. Uite-l-ai pe 28-2-2024. Vai, frate, Gavrilae Andrei, prietenul meu drag. Te-ai dus la ceruri. Ești înger în cer. Și tot. Să vedem. Lipita asta. Lipita. Așa v-a dat acum. Când era ziua ta, măi Andrei. Scrie. Ba uite, 6-4-2012. 6-4. De ziua ta. Să fac parastas. Vai, Doamne, ce durere. Am jucat cu tine fotbal, era un copilaj blând. Ce-ți merit. Oh, Doamne, iartă-ne. Cu sfinții odihnește Hristoase sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău, Andrei, împărăția ta. Amin. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire, sus în cer la nemurire, unde somnul-i dulce lin, odihnească-n veci, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Amin. Ne vom revedea cu toți odată, sus în cer. Așa e viața omului. Venim, suntem ca o frunză, ca o floare și trecem și ne ducem, ne afilim și trecem în Împărăția Lui Dumnezeu. La revedere, Andrei, ne vom vedea în Rai cu îngerii. Să primească în pace. Amin. Sfinții, acolo din cer, cred că te-au primit și îngerii și Maica Domnului pe brațele ei. Amin. Domnul să-ți nească, să te ierte, Andrei, prietenul meu drag. Amin.
Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Și sufletul adormitului robului tău îl odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut mai presus de fire pre Dumnezeu, pe acela roagă-l să mântuiască și sufletul adormitului robului tău. Este pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Andrei Cristian și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drept și să odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte. Dumnezeul nostru se cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, mi-a neam și pe lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. E pomenirea lui Hristos al via din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea de toate zilele, astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este roda pântecelui tău, ca născut pe Hristos, pe Mântuitorul sufletelor noastre, pe a Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este Fiul, acoperământul nostru este Duhul Sfânt, vreme sfântă, slavă ție. Amin. Dragii mei, aici acest loc va fi locul unității voastre, locul în care voi vă veți aduna în iubire și să vă gândiți la un lucru. Zice Sfântul Apostol Pavel că fiecare dintre noi ne vom adăuga neamului nostru. Și în Sfânta Scriptură se spune că ne adunăm să ne alipim cetei noastre. Fiecare împreună cu neamul nostru mergem la Dumnezeu. Și Andrei este cel care vă va însoți de acum încolo, și aici, și dincolo, căci el acum știe ce este dincolo și va fi cu noi cu toți. Să nu uitați dragostea lui, pentru că atunci când uităm de dragoste, noi uităm de viață. Dragostea este cea care dă viața. Dumnezeu să-L odihnească și pe noi, pe toți cei care suntem aici, să ne dea mângâiere și putere să lucrăm la mântuirea noastră. Dumnezeu să-L odihnească, Dumnezeu să-L odihnească. Și pe noi să ne ajute pe toți. Amin. Amin. Deci, dați-le drumul, dar întrucât plouă, nu se ridică. Dați-le drumul, să vedem. Nu-i pomenire, sus în cer la nemurire, unde somnul-i dulce lin, odihnească-n veci, amin. Unde somnul-i dulce lin, odihnească-n veci, amin. Sfinții, odihnește Hristos.